Bună dimineața, YouTube! Nu e chiar dimineața pentru mine, este cam ora 12 a amiezii și este Sfânta Zi de Miercuri. Este singura zi care este liberă total din punctul meu de vedere operațional, să zicem așa, din cauza că nu mă duc la sală să antrenez pe nimeni. Nu am ședințe de posing și whatever ce altceva mai am de făcut și ar fi operațional, I don't know. Bun. Astăzi fac de mâncare, merg la cumpărături și după aia mă antrenez și o să vă arăt puțin din toate. În momentul de față, că am terminat cu o parte din toate lucrurile pe care le aveam de făcut, adică am dus o parte din oameni la primul concurs și cea mai mare parte din ei, că au fost naționale de limba, acum mai am Mr. Universe și din toți oamenii pe care am avut la naționale, doar 4 vor mai merge la Mr. Universe, deși s-au calificat toți, dar este super în regulă așa. Cumva n-aș vrea să zic că am mers cu cei mai buni, dar am mers cu cei mai pregătiți și psihologic și cei mai pregătiți și în sensul în care vor să investească în ei și vor să vadă cum e să mergi la un concurs de amploare atât de mare și o să fie foarte greu, fără niciun fel de așteptare și așa mai departe. Pentru că până acum a fost cam haos, adică paina mea nu mănânc eu căcat că nu am timp și că doar muncesc, dar chiar a fost cam haos. Adică rugasem băieții să-mi aducă la cântar niște mâncare, că nu am, adică am avut timp să-mi fac mâncarea, mi-am uitat mâncarea acasă, căcaturi de-astea, gen aiurea. Bun, în momentul de față sunt într-o fază de mini-cut, să zic așa, din cauza că cumva recompoziția care s-a întâmplat post-contest la mine n-a fost nici rebound imediat după prima săptămână când n-am mâncat, a fost cumva la vreo 2-3 săptămâni după și nu-mi place acum cum arăt neapărat, aș vrea să ajung, în momentul de față am 92 de kg și vreau să ajung undeva la 87, poate 88 și de acolo să reîncep off-season, adică să reîncep de acolo cu analizele făcute, cu un indice HOMA bun, nu le-am deocamdată făcute, deci nu mă înjurați că nu știu ce analize am făcute, nu știu cum arată analizele mele că nu sunt făcute, asta zic. Urmează să le fac săptămâna asta, viitoare, să văd cum arată, în cazul în care sunt niște parametri de care nu sunt mulțumit. Am timp la dispoziție înainte de a începe off-season-ul să corectez parametrii aia și când încep de fapt off-season-ul complet să fie parametrii puși în siguranță maximă. Bun. Deci în momentul de față sunt într-o fază de minicat și vă arăt cam ce mână la minicat așa în mare fără să o lungesc alerea. Începem așa cu vestita oală în care s-a dus dracu tot luciul la cât am frecat-o cu buretele de sărmă, stai să dăm pe 0, că nu știu ce mi-e dea cu 2. Așa, bun. Și avem, începem cu 150 de grame de orez. Aceste 150 de, bă, ce mă enervează că am mâinile astea super mega mici, două mâini ca să deschid. Bun. 150 de grame de orez vor fi împărțite în fucking 3 mese. Deocamdată am ciclizarea făcută pe training days și non-training days, adică în non-training days mănânc puțin mai puțin decât mănânc în load, în training days, iar în training days mănânc undeva la 2300-2500 de kilocalorii, acolo grosomodo plus pașii pe care îi mai depun. Hai, 148 de milene și mie căscă mai mult după. Bun, aceste 150 de grame, 148 de grame de orez vor fi, mă scuzați că pun de la chivete, dar așa sunt eu. Și pun la ochi, by the way. Și consider că this is enough. Bun. Aceste 150 de grame de orez vor fi împărțite în fucking 3 mese. 50-50-50. Am mâncat deja prima masă, am avut 100 de grame de toast cu 200 de grame de alb, 200 ml de alb și 2 ouă și 20 de grame de whey pe care l-am pus deasupra și ești un fel de French toast. E destul de bun, pana mea. Mă enervează că durează puțin mai mult să-l fac, adică gen nu mi-a vreo 10 minute și eu fiind obișnuit cu instant oats, bagi acolo, arunci whey, mănânci și ai plecat, știi? Am zis să mă delectez totuși, dacă am 10 minute la dispoziție să-l fac, why not? Bun, 50 de grame de orez în 3 mese, 50 de grame per masă și la asta o să pun 150 de grame de pui per fiecare masă sau 150 de grame de pui în 2 mese și ultima să fie 200 de grame de vită cu 50 de grame de orez. Dar vedem. Tauna asta mi-am cumpărat o mașină de tocat carne și îmi cumpăr cam 2,5-3 kg de pui odată, le toc pe toate, le arunc într-o casoletă de asta mare, pun imediat 20 de grame de condimente de astea pentru carne. La 20 de grame ai 40 de kilocalorii în plus, da? Per 2 kg de carne, 40 de kilocalorii se integrează și la acolo, zic.
Iar asta este fucking pui măcinat. Da, trecut printr-o mașină de făcut carne și în momentul în care îl arunc în tigaie, chiar are, are și o textură și un gust foarte bun, iar cu orez merge super bine. Pastea, din asta o să pun 300 de grame în tigaie, iar pentru vită, scuzați dezastru la mine în casă, iar vita de asemenea o toc și o bag aici la congelator și am pachetele direct făcute de 200 de grame de vită. O să scot un pachet de 200 de grame de vită pe care o să-l pun. Și avem 2 mese, 50 orez, 50 orez cu 150 pui, 150 pui, iar ultima masă 50 orez cu 200 vită. Probabil asta o să fie masa pre-workout, deci nu o să fie practic ultima, e ultima din astea trei pe care le-am prezentat. Iar ultima masă din zi, care o să fie ultima masă din zi, probabil o să fie un ovăz cu niște ouă. Și cam atât, ca să închei seara cu fibre și să mă bag și la somn și să fie și destul de sățios. Also, fiindu-mi lene și neavând timp să stau să se facă mâncarea, nici nu am mai mâncat legume, deci în ultimele două săptămâni n-am pus... Cred că am pus niște roșii în gură din greșeală sau ceva, că am avut prin frigider, dar o să scot un pachet de legume simple, scot un pachet de broccoli și după ce se face orezul ăla, o să-l arunc înăuntru și o să las să se facă și o să pun și 100 de grame de legume pe masă, pentru că mă aștept foarte mult pe, cu sațietatea, mai ales cu păcat. Mi-au trecut cam toate poftele post-contest, mi-am făcut toate poftele, n-am absolut nicio problemă acum, pot să reîncep din nou o dietă. O dietă, doamne, pot să reîncep din nou să trăiesc viața normală, că aia e de fapt viața normală. Și da, fac de mâncare, termin, vă țin la curent, orice trebuie să mai fac curat prin casă, căcaturi de-astea. Da, de oameni mari. Mari. De om. Bun. Revin. Și sfârâie, până la urmă m-am răspândit, n-am mai pus vita aia, că mine se decongeleze, deci efectiv tot ce fac acum este... sunt presat de timp să aleg variante de-astea, cât mai, nu știu... simple de a manageria timpul. Așa că am pus tot puiul ăla, adică 450 de grame, a fost la fix 450 de grame. Și acum cât se face mâncarea, eu trebuie să-mi fac shake-urile pentru sală. Și avem intra workout-ul, care o să fie super simplu, doar 10 grame de EA cu Velocitol, de la Vitabolic. Înțeles, trebuie să facem și reclamă. Scuzați micul moment de marketing, 10 grame înseamnă fix o cupă. Am luat ăsta, i-am pus capacul, îl agit de 2, 3, 4, 5, 6 ori cât să se ducă așa. După aia mai avem shaker-ul numărul 2, unde punem așa. Avem 10 grame de creabolic, care înseamnă 3 grame de creatină. N-am mai urcat niciodată mai mult de 3 grame de creatină și de atunci n-am mai avut absolut nicio problemă cu părul. And this is no joke. Și cine mai întreabă, ei, dar creatina este corelată cu căderea părului. Da, este, sunt studii, am zis asta de 1000 de ori. Nu e vrăjeală, nu e bullshit și... Sincer, era chestia asta cu creatina, era ultimul lucru la care mă așteptam, în momentul în care căutam soluții ca să nu mai încadă păr. Adică, inițial am zis, oh my god, e DHT, poate să fac ceva cu toți DHT-ii, să scot DHT-ul, sau... Da, e DHT, dar în cazul de față, singurul lucru pe care am schimbat, scuze că trebuie să amestec în pui, este creatina. Luam 10 grame, am coborât la 5, după care am coborât la 3 și la 3 mă simt cel mai ok. Așa că avem 10 grame de creabolic, aroma este de măr, am înșurubat ăsta la loc. Peste astea 10 grame de creabolic avem o cupă de Ground Zero Ultimate, 350 mg de cafeină, cel mai bun pre-workout românesc de pe piață și cel mai ieftin, no joke again. Punem astea la loc, ca să fim organizați, iar pe lângă asta avem 2 grame de sare. Nu pun pe cântar, pentru că știu exact cât înseamnă 2 grame de sare și este cam cât cuprind eu în 2 degete de 3 ori, da? Fără să pun cu vârf cumva. Ok, am pus capacul și la asta. Am agitat bine și astea merg la frigider până încep eu antrenamentul, adică undeva în următoarele 3 ore jumate. Și până atunci, da, se vor răci. Nu mai atât de cald cum era cu 2 luni, dar totuși este cald și apa e destul de la temperatura camerei și prefer să le am reci. See you later!
Deci ca să vedeți cum arată mașina mea de spălat și cât de minimalist este casa. Hei, Onyx, de ce te ascunzi acolo? Intră pe vlog. Așa, deci, avem aici niște amortizoare. Am fost să-mi schimb amortizoarele față la Mini acum ceva timp înainte să, să plecăm în Grecia. Și amortizoarele pe spate erau deja schimbate, că le-am schimbat de când am luat-o. Și am zis, bă, trebuie să schimb și amortizoarele față. Și am comandat pe codul de șasiu. Nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Au venit conforme cu codul de șasiu. Când se le schimbe, mi-a trimis o poză tipul ăla că, bă, nu seamănă cu nimic din ceea ce tu ai deja pe mașină. Adică ce aveam eu pe mașină era mult mai mare decât amortizorul pe care l-am comandat. Și nu reușea să găsească nici măcar arcuri ca să le pună pe amortizoarele astea noi și să intre acolo. Deci nu erau conforme absolut deloc. Trecuse mult de perioada de garanție și n-am putut să le dau retur. Nu au fost nici foarte scumpe, ci drept a fost vreo 160 de lei amortizorul or something. Și aparent pe Mini-ul meu nu mai pot să-mi cumpăr decât amortizoare sport, ceva gen, nu știu, 1700 de lei bucata, sau să îmi iau doar amortizoare din dezmembrări. Așa că trebuie să scap de amortizoarele alea pentru că retur nu pot să le dau. Deci cine are Mini R50 din 2000 până în 2005-2006, just hit me up pe Instagram în comentarii unde vreți voi, vă dau adresa, veniți, vi le-am dat și am scăpat de ele pentru că nu am ce să fac cu ele. Nici măcar ăla de la service nu le-a vrut că nu avea ce să facă cu ele. Sau a crezut că le dau bani, or să am fi. Oricum, ideea e că m-au dus la service și ne uitam ca proștii și eu și mecanicii aia și erau astea noi și ăla vechi scos și ne uitam așa la ele și eram gen, da, nu seamănă absolut deloc. Și ea se uitau la mine ca și cum, ce facem? Și eu eram gen, nu știu cu aia, eu mut greutez într-o parte în alta. Nu te uita la mine, că nu sunt mecanic în pula mea, nu știu ce facem, le punem pe alea vechi, aia e. Da, deci dacă aveți nevoie de amortizoare, just hit me up. Mini R50, nu știu, merg la orice Mini R50 din 2001 până în 2006, teoretic așa ar trebui, dar aparent la al meu nu merg. Și na, vă salută Milă. Milă, zi ceva la oameni. Miau. Zi. Așa, bravo tă. Ești... Miau. Miau. Milă. Milă. Miau. Zi. Miau. Miau. Nu? Miau, miau. Uite, în continuare îmi tolerează și deranjează această casă. Bup. V-am pupat și revin. Nu mă gândesc niciodată asta. Ok, și aici o să facem un voiceover pentru că din cauza copyright-ului care nu e cinstit să lăsăm copyright-ul, zic și eu. Primul set la pendul uscat pentru că asta este primul exercițiu pe care am început. Am pus 50 de kilograme și am făcut undeva la peste 8 repetări, cred că 10 sau 12, nu știu exact cât am început aici. Însă, după cum puteți privi, am un stans destul de apropiat, nu este deloc spre marginea pedului. Am un negativ controlat, totuși când e pozitiv exploziv, încerc să-mi imaginez că în momentul în care fac extensia quadricepsului, sus îmi încordez picioarele ca și cum aș dori să-mi scot vastul medial spre a fi vizibil. Practic ăsta a fost primul set de lucru, cred că am lăsat un rear 1 pentru că încercam să mă recuperez, dar a fost un set destul de bun. Bun, am mers cu setul al doilea de lucru, am un set lucrător cu un range de 10-12 repetări, iar ultimele două seturi de lucru, pentru că am 3 în total, sunt cu un range de 6-8. Aici am executat între 6 și 8 repetări, cred că 6 mi-au ieșit sau 5, mai țin de câteodată mă duc și spre 5-8, pentru că încerc să generez cât mai multă forță. Am pus 60 de kg la pendulum, ceea ce e destul de greu ca să înțelegeți maximul pe care l-a văzut sala asta, au fost 80 de kg la pendulum și le-a dat Mihai odată, când a venit în vizită la noi. În rest, mie mi se pare destul de greu să lucrezi. Și aici m-a ajutat Cristi, mi-a scos 20 de kg și am executat un drop set la 40 de kg, unde am mai făcut încă 6 repetări, cred. Destul de greu pentru coapsă, fiind primul exercițiu, mi s-au pompat destul de mult, ceea ce câteodată mă încurcă, câteodată mă ajută, depinde și de starea în care mă aflu, dar îmi place să am un pump spre al doilea sau al treilea exercițiu, adică la final de quadriceps, nu îmi place să am un pump din primul exercițiu mereu, pentru că mă rupe și nu pot să intru spre al doilea și al treilea exercițiu cu același mood cumva. Moving forward către exercițiul numărul 2,
Eram nedumerit aici, ce greutate să-mi aleg la fandări, având în vedere că n-am mai făcut fandări de ceva vreme. Asta ar fi cam al doilea exercițiu de quadriceps după ce am terminat concursul și au trecut vreo 4, aproape 5 săptămâni când am terminat concursul. Nu am reușit să dau foarte multe antrenamente de quadriceps, fiind și foarte ocupat, am lucrat ca Dorian Popa toată ziua. Am executat mers fandat pentru că aveam un oarecare disconfort privind pump-ul de care vă ziceam. Asta a fost o zi în care pump-ul chiar m-a deranjat și din cauza asta încerc să lucrez mai mult pe partea de stretching decât de contracție. În mod normal aș fi executat BSS, Bulgarian Split Squat, dar având în vedere că aveam picioarele efectiv tun, am ales să fac mers fandat. Am executat două seturi până la epuizare, weighted, după care la ultimul set am făcut un fel de drop set cu ghilimele de rigoare și m-am întors cu doar cu body weight și am mers efectiv până nu am mai putut să mă ridic la următoarea fandare. Pentru al treilea exercițiu și ultimul care vizează în mod direct quadricepsul, am făcut o presă. Aici am făcut cu ochiul la cameră pentru că știu că se uită Ana la vlog și îi place să-i fac ochiul, nu știu de ce e king cu ei. Noi ne uităm separat la vlogurile mele pentru că mi se pare cringe să mă uit la mine în timp ce mai e și altcineva lângă mine. Am pus 200 de kg, adică 5 discuri pe fiecare parte, pentru primul set de lucru, ca să scot 12 repetări, să am un full range of motion și să mai scap de pump-ul ăla tâmpit care îmi limitează mobilitatea. Asta este disconfortul pe care mi-l creează, limitarea mobilității. Îmi place să lucrez full range of motion, să vin cu genunchii cât mai aproape de pectoral. Și este unul dintre cele mai bune exerciții pe care le simt cap-coadă pe tot parcursul mișcării. În mod normal, maximul pe care l-am dat la presa asta pentru quadriceps cred că au fost undeva la 8 discuri, ceea ce am făcut și în următoarele două seturi pe care nu le-am mai filmat, am pus 8 discuri și am lucrat 5-6 reps până la epuizare, ultimul set de lucru fiind făcut ca de obicei cu un Mio set sau drop set. De obicei îmi place să fac Mio aici pentru că știu că dau jos jumătate de greutate și execut dublu repetărilor, iar la drop set mă consumă prea mult pe sistem cardiovascular și mi se pare extrem de mult de dus ca și volum. Am schimbat antrenamentul la acest început de minicat și probabil o să-l schimb și pe parcursul off-season-ului, din cauza că simt că femoralul meu a rămas destul de mult în spate față de cât de mult s-a dus quadricepsul. Nu foarte mult în spate, dar mă deranjează vizual în poziții de genul dublu biceps. Din side mi se pare destul de bine structurat, dar din poziție de dublu biceps spate, am fără spate, relaxat spate, nu mi se pare că am o densitate foarte mare pe femoral. Așa că am început să integrez un exercițiu pentru femoral la fiecare antrenament de quadriceps. Eu lucrând push-pull legs, pauză push-pull legs. Iar ziua de femoral este dedicată doar femoralului, iar ziua în care lucrez quadriceps am făcut un touch-up pentru femoral. Iar aici execut SLDL, adică straight leg deadlift. În ziua de hams lucrez doar RDL, iar în ziua de quads lucrez SLDL. Am pus o greutate decentă care să-mi permită un negativ destul de lent, de 2 respectiv 3 secunde până jos, să pot să simt, de fapt simt orice mișcare, dar să simt mai mult stretching-ul femoralului. Genunchiul este straight, mă rog, articulația genunchiului menține quadricepsul într-o poziție de întins. Merg până jos, încerc să ating un stretching maxim, mă ridic pe un pozitiv exploziv, iar la capătul mișcării împing bazinul înainte, încercând să-mi încordez fesierul. Aici puteți să priviți cât de tank sunt acele coapse, în sensul cel mai rău care poate exista pentru cuvântul de tank, aici nici nu mai puteam să pun piciorul jos să mă încordez. Sunt destul de fatty-fatty în acest început de minicat. Pentru acest final de antrenament de lower body, execut un exercițiu pentru abdomen. De obicei îl fac la început, dar având în vedere că sunt extrem de, nu știu, retardat, am uitat zilele astea, adică ziua de ieri, să-l fac la început, așa că l-am executat la final. Am de ales mereu între leg raises la atârnat și cable crunches. Aici nu mai găsisem absolut nicio sfoară în sală, așa că am executat cu o bară dreaptă, ținându-mi palmele în pronație în spatele capului. Am terminat acum antrenamentul. Tot ce ați văzut acolo va fi antrenamentul. Se va face voice-over peste el. Occipital. Ceea ce probabil ați văzut deja. Este destul de ușor de executat pe mine. Plec de casă, vine cu bicicleta, este groaznic în game, să circul cu mașina în orice moment al zilei. Să intri, să ieși, să orice bicicletă over anything, decât dacă îmi doresc să mai trăiesc și aparent deocamdată trăiesc, deci nu m-am venit nimeni.
Nu uitați, contentul este gratis pe canal, tot ce trebuie să faceți să dați like, share, subscribe și mai multe.